Bună ziua, dragi prieteni! Salutare la toată lumea! Și bine m-a regăsit la un nou episod din Copacul din Mândrești. Din Mărul. Din Mândrești. Bună ziua la toată lumea! Salutare! Astăzi este soare! Astăzi este frig! Astăzi bate vântul! Ori soare, ori frig, ori bate vântul. Din toate! E bun așa. Așa că, dacă tot avem soare... E sâmbătă astăzi, Dani. Și sâmbătă azi. Azi e vineri, mă. Uite pe telefon. E 19, sâmbătă. Azi e vineri. Cât bate pariu? Nu batem pariu, nici nu pariu. Hai dată, dar n-are cum să fie sâmbătă. Păi hai să batem pariu. Nu are cum să fie sâmbătă, azi e vineri. Bă, Daniela, nu mă crezi. Uite telefonul. Tu de nu știi? Eu mă uit în fiecare zi până pe 24. Asta e mai uitat-o. Și nu am credere în tine. Uite să vezi, e 19, e sâmbătă. Nu, e 18. E 19. Bun, hai, poate e sâmbătă, nu, vineri, e sâmbătă. E sâmbătă astăzi, e 19. Hai, atunci dă-te jos de copac dacă e sâmbătă, că astăzi ți-am zis. Ne apucăm de gardă. Pregătim. Facem linia gardului. Batem țărușul în pământ. Hai, cam adus drujba. Mergem la deal, frumos. Tăiem tot la fel. Din partea la deal nu ne mai trebuie curățat, știi? Mai tăiem un copăcel 2 și facem țăruș pentru gardă. Îi punem la 2 m50. Cam așa, știi? Da, 2 secunde. Ce vreau să mai arăt? 90 martie. Uite. Ce te-ai dat pe telefon? Cum, chiar e sâmbătă? Bă, Daniel, e 19 martie. Stai să dau un zoom mai mare să vadă. Ia să dai, am înțeles. Ia, astăzi este sâmbătă. Gata, m-am înșelat eu. M-am înșelat. Da. Cum ai încurcat vinerea cu joia? Și ai încurcat sâmbăta cu vinerea. Dar nu pot să-mi dau seama. Avem drujba aici la îndemână. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, știi care, nu? Adă puțin hârlețul, că l-am scos. L-am scos aici la colțul pușorului. Hai să scoatem țărușul vechi. Că niciunul nu stă cum trebuie în pământ. Îi stau în picioare și atât de vechi și numai primul văd că e cel mai rezistent și cel mai bun. Dar restul nu avem ce face cu ei. Uite așa, îi scoatem afară, unul câte unul. Întindem mața și după aceea mergem, tăiem câțiva copăcei. Era să-mi dai una în cap. Nu că-i... E mâncat, știi, e mâncat și se mișcă. Și nici nu-i bine. Poziții, doar ne-am uitat la de la ei, văd. Este și un puțin mai în afară. Că venim, intrăm în copac, iese. Stele. Nu merge? Te-ai dat un șoc puternic. Al, gata, uite, iese. Să-i salcăm. Ia ține șansă, văd dacă poți să-l scoate pe urmă. Dă-l afară, nu contează. Rupe-l. Rupe-l, n-are nimic dacă rămâne în pământ. Să nu rămân în afară, ăla. Și tu o să fie asta. Ține, ține, ține. Ia. Vezi acum unde ghețat pământul? S-a ghețat? Vinte urlețul în pământ? Și mor, ce ai văzut? Ce și frică acum? E băgat mai tare urlețul. Te utre. Duci și din urmă scuțul. Trebuiască ruleta. Vezi ruleta în foiș. Când ne apucăm și punem pari la ruletă, măsurăm. Cam 2 metri jumătate, nu 2 metri. 2 jumătate. Și unde vine acolo, l-am fixat. Ia ruleta în buzunar, până una alta. O reușită. L-am plăcat. L-am plăcat. Bun, ruleta s-a în buzunar. Acum, știi ce am uitat să zic? Ce?
Că se întind nimeni la înflaturi, bă. Aha. Șurbenița dreaptă. În lanțul. Să dau pământ înapoi. N-are cum. Prima da. Dar tu trebuia să știi că tu ai luat-o. Crezi că... pierzi memoria. Slăbim. E bun așa? E bun așa. Astăzi nu o să facem de mâncare, că... am mâncat acasă. Azi nu trebuie să facem mâncare, dar... eu l-am îndemnat pe Dani să duc să mănânci. Dacă tu, când te-am sunat, tu deja mâncasă-i? Nu mâncam. Fășeam mâncarea să mănânc. Vezi, nu mai am ce să fac. Am mâncat și eu. Când au auzit Daniela, te-au zis. Dar ăsta mă face pe mine? A, te-au zis. Ăsta mă face pe mine? Pus benzină, pus ulei. Știi cum te-ți meargă dușba acum? Unse. Ai ascuțit-o? Adică să o stric. Să nu mai tai yes, în loc. Nu se meargă chiar așa unse. Că nici lanțul ascuțit. Dacă era ascuțit. Unse așa cum tai. Era lanțul ascuțit și cum mergea? Cu Daniel, nu mai trebuie curățită. Altă dată. Aia e din cauza la ulei, știi? Da, da. So, cum o ieși de la afară, uleiul, știi cum o cursă de la lamă? S-o adunat acolo, știi? Și l-a lipit uleiul acolo. Absolut, uite așa. Să-mi pregătesc căștile. Tu ești mic cu pădurea de mândreș, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cel puțin 7. Ia vreo calzea. Tot acolo n-am terminat curățat, ei. Mamă, că... la urmă te dăm cu grebă. O să vezi ce-n sugeri care fac la tine. Nu. Că tu nu faci curățenă, știu eu. Aici că trebuia cu... trebuie mai groșă, Daniel. Așa, nu sunt așa de groșă. Cum ar trebui? Ultimul. Unul, dar l-ai văzut? Unul l-am văzut. Doi i-am văzut. Unul lângă altul. Uite-l. Vezi? Din astea faci 1, 2, 3 și 3, 6 faci din ei. Gata. Ăștia doi i-am tăiat. I-am curățat. Dus la vale. La vale, să curăț acolo la foc, bine. Vezi? Cu pauză, trage la vale. Știi tot despre drăjbe. Și pe ăsta a scos Dani? Da, păi nu... nu știam pământ până ai, băi. Și da, face cu el. Lasă-l că îl băgăm la deal acolo, ne facem găurile. Ăsta și cu celălalt gros, știi? Pune-l la deal. Pui cât e... așa, a doua ta. La 2 metri, nu? Aduce ața și o legi sus, partea de sus acolo. Da. Și caut acum la deal. Băgăm un pământ. Ia. Ok. Tu nu pus eu oață. Așa, nu?
Am da. Ține lecane. Ați din nailon. E tâmplar. Ăia care ești? Ai greșit-o din prima. Sunt curcat, tata. Hai, dă-l, dă-l. Dă-l, dă-l. Scaut un leaț. Tot de sfașe, știi? Da, da, nu era corect. Așa, ai strâmbat la mala de jur. Nu strâmbat. Așa te-a învățat tine să mergi cu spatele? Cum vrei să tu când te duci la școală, duci cu spatele la școală, în față. Stai să caut un leaț. Să-l prindem aici la deal în pământ. Uite așa bine. Să-l fițăm. Uite așa bine drept. O, trebuia să curăț un pic crania. Ăștia a spus. Ăștia a spus, Dani, hai să curățăm o leacă ăștia, că eu știu și ce mi-a întâmplat. Dar să mă s-a dus terestrău. Trebuie curățit un pic. Creangă. Care vine jos și ne deranjează. Astea, într-o zi, ar trebui curățuțită tot așa într-o sâmbătă. Știi că azi trebuie să uităm videoclipul în două. Da. Să spune și luni. Și luni nu o să avem videoclip. Asta? Tata, tata. Asta va da. Pe lângă copac. Încă n-am linia, Gheorghe! Sunt aici! Normal, aici linia, știi, hatul. Da. Chiar în copac. Dar și vrei să fac să ne prindem cu plasă de copac. Aici, știi? Nici 20 cm. 18,4 mm. 184 mm ne-am dat. Gata! Mă surea? Gaură, a băgat leațul la fixat. Gaură, a băgat leațul, l-am fixat. Acum suntem trei la treabă. Preasimția. Suntem trei la treabă. Un gard de jos pălărie. Trebuie să spunem planul. Care l-am gândit, chiar l-am gândit. Planul. Hai să trăiți că trebuie. Noroc, l-am mutat. Eu de-a negru. De aici să vezi. Lăsa așa de răși mâinile negru. Singer. Aha. Ai găsit așa? Ai găsit? Da, era acolo. Am să-mi felul următor. La 2 metri jumate, gaură țărul. 2 metri jumate, gaură țărul. Da. Asta nu punem mai rar de-atât. Da. Vezi un era la vechi? Nu. L-am spus. Cu ruleta unde vine? Acolo. Pac! Am dat gaură, l-a fixat. Da. E bun sau nu e bun așa cum am gândit? Bun. Bun. Uite, am mai tăiat niște... niște capcă. Da. Dura atâta faci în gardul din alt. Cât e ăsta? Atâta îl faci din alt. Atât. Nu, Hegel. Un metru jumătate. Cât a fost? Da. Un metru jumătate, asta e metru. Uite leacă la gardul ăla. Păi și ăla crezi că nu-i tot 1,5 metri? Aici ar trebui mai mic. Vine din deal. Între mic așa, mic, 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 mic și vine așa. Aici iese la jumătate de metru. De acolo plecăm la 1,5 metri, aici iese la jumătate de metru. Acolo plecăm la jumătate de metru și aici trebuie să iasă 1,5 metri. Nu. Că vine așa gardul. Nu vine așa. După pământ. E bună asta. Da, păi îl folosim. L-am spus să-l folosim. Aici e mai gros și îi pui la vale. Aha. La asta puneam un pic mai de acolo. Aici puneam...
2 metri, nu? 2 jumate. 2 jumate? 2 jumate. Gata. Aici. Acolo? Da. Da, asta nici ciortul, am văzut. Aici? Da, gata, am văzut. Da. Trebuie puțin lopata. A dat aproape balata. A făcut greșeala noastră. Da. Nu trebuia să o dăm așa de aproape de gard. Să ne umed la... Schimbi la gate. Uite. Uite să dăm gaura în interior. Este întrebare. Răspunde. Rătez! Atâta, nu, că prea scurt, atâta de mult le-am făcut de râs, Gheorghe, și... Prea scurt, nu e bine. Ne-am dar făcut pe interior trebuie. Poate să alte. Nu cu. Ia. Adu-i șocanul și dă-i iată jos. Asta? Că se duce, da. Îl dau cu mâna așa. Dacă am avea șocan, deodată am fost și nu te-am găsit acasă. Uite-o. Șocan și greblă ne trebuia. Beton? Și șocan și greblă ne trebuia. Încă, dacă este, ăștia să mai tai. Șocane și greblă. Nu le-am mai găsit. Nu le-am mai găsit. Unde? Grebla nu am mai găsit. Nu le-am mai găsit. Șocanul nu știu când l-am pus. Da, nu are... Am căutat grebă, nu am găsit. Nu, e la mine grebă. Da? Da, cum? Da, nu ți-am spus. Suntem tineri, ne, Gheorghe? A? Suntem tineri. Da. Și... Na. Mai tare când erai tânăr, nu tot așa făceai? Da, făceam. Eu din mic copil am fost strâns. Strângător. Gător. Uite, căruța. Dar și pe asta am râs. Deci stai, da, are. Poți să o tragă după mașină. Poți să tragi cărța după mașină, nu? Da. Dar de ce n-ai găsit unul cu șoturi? Da. Asta-i tăiat drept acolo jos. Cu el am bătut, fac. Doamne, maica, da. Acum. Dă lopata. Dă lopata. Acum după ce l-am băgat înăuntru. Ca să iasă bine, neapărat trebuie să ai pantofi în picioare. La ultimul strat, deasupra, știi? Bravo! Să niveleze, iese drept, parcă da. La nivel pus. Acum după ce l-am astupat și l-am pus înapoi, trebuie să-l scoatem. Da. Să-l punem mai la deal. Da. Ruleta, 2.5. Vedem unde vine următor. Distanța e bună. Uite, o să las căștile aici, să nu le uit. Când vine cineva, vede căștile, știi, să sperii. Gata, am înțeles. Gata, am înțeles. Am înțeles, gata. Și chiar acolo, pe celor de ce la copac, să te dat un pic mai răgat. Și o rinfieze. Dacă venea 2.5, aici, dacă venea aici, aici de tine? Aici ai șoata asta de tine, dacă venea 2.5? Normal! Da. Fix! Bun, felicitări! Felicitări! Știi care e problema? Care? Trebuie să dăm și cu grebla. A, după ce punem. Dăm cu grebla. Tot locul aici. Aha. Nu știu ce dă grebla. Tremură ca matizul. Matizul când ajunge la... Când trece de 160 sau când ajunge la 160. Uite așa bușa, tă din cheieturile. Când la 160 m-am zis că era vale. Că eu n-am ungea. Sau atunci cu... Da, ale. Gat, al doilea. L-a dus. O să nu fie în interior. Vezi? O am dreptate. Înțeles? Da.
am dat o lopată de pământ la început acolo. Aș clață, bun. Azi este un episod fără râs, fără dramă, fără show, fără nimic. Astăzi trebuie să facem treabă și atât. Asta lucrează cu capul în pământ. Așa e sau nu e așa? Da. Aha, l-am văzut. Dar întâi să ajungem acolo. Ha. Gata, l-am luat pe următorul. Care-i mai... Chiar ăsta. Ăsta-i mai baban. Ăsta l-am băgat acolo. Dă-l partea asta. Stai, să-l iau deja. Ia deja. Vedea fi destul de clar. La vale-i băgați pe ăștia croși. Știi? Da. Exact! Așa să mai arătim să fac care-i partea mea dreaptă, că cam așa. Uite. Gata! Ține! Să dau pământ. Așa, am să-l... Să-l fixăm. Și pe meșterul ăsta. Tu asculti BG Mafia? Da. Dar noi tine ascultam BG Mafia, știi? Eu ascult numai... Selena Gomez, ascult, da. Ascult Selena Gomez. Da, Pink, mai mult. Da. Camila Cabello câteodată. Depinde de starea pe care o am. Da. Și când sunt foarte, foarte nervos și așa, ascult Metallica. Și tot atunci și stripping asta. Dar ascult rar Metallica, recunosc. Dar spune tu când te-ai enervat odată și ai dat pumnul în calculator și l-ai dat afară pe geam. Metallica ascultam atunci. Cu tă cu geam. Am avut o supărare mare. Cu tă cu geam l-a dat afară pe săracul calculator. Țindești. Lucrurile se mai strică. Cu tă cu geam l-a dat afară. Ba de nervi, ba de... A tău, n-ai bine de afară. Uitam așa, dar Răzvan, o să nu stai în calea lui acum. O să nu stai în calea lui, că poate să ne iei pe toți. Ne iei toți care se cum aici. Așa o zis. Dă-i nemilos cum am dat un calculator. Cu cât mai nemilos dai, cu atât se fixează mai bine. Calculator s-a fixat, pișa. Nu am prins. Eu zic că e de ajuns în pământ. De adânc. E bun. Gata. Țineți mai dau un strat. Buzi Mafia, n-ascult? Buzi Mafia? Da. Ascult. Dar Buzi Mafia știi când ascult? Când? Când am motive de bucurie mari, când sărbătoresc. Atunci ascult Buzi Mafia. Când luăm înghețat la Lidl. Când vine alocația, ascult Buzi Mafia. Când nu-mi alocație de la Lidl. Când vine pensia, atunci. Că l-am înghețat la Lidl, când mai... Când etichetele de masă... Da, mai ți-mi minte când... Cât ți-ai vândut sâșile pe 7 bunuri... 7 din alea, cum zici? Bunuri de masă? Da, și-a vândut sâșile pe 7 bunuri de masă. Să mă duc chiar
Da? Îți dă iar bonuri. Nu știu și de... Ce mai dă? Dacă dă bonuri, mă bag și eu. Atunci, Daniel, o să mă duc acum, cât e promoția asta. Ai dacă... grijă la nivel. Tras când dau eu acum. La întoarcere a fost șmecher atunci când ai venit cu bonurile, cum făceai tu cu bonurile. Atunci era șmecher, dar am filmarea. Cu bonurile. Nu, ți-am zis că nu se poate pune pe YouTube tot ce avem noi filmat, că dacă am pune... Dar cum o colegul? Dacă noi punem clipurile alea cu Matizu cu, și cu noi, atunci când eram cu Răzvan, ne închide canalul de YouTube, da, îl blochează. Dă 3 copyright-uri la un videoclip. 3 copyright-uri, 3 strike-uri. Dă și 3 strike-uri și închide canalul. Nu putem, nu putem. Acum nici nu se mișcă. Gata. Ăsta se mișcă un pic. Ăsta? Dă-i 3 ajutoare. Deci nu vorbim. Vezi că îi filmează. S-a fixat bine. S-a fixat? Da, l-am... L-am întărit. Am deviat 3 cm de lață. Am deviat? Da, 3 cm. Nu-i bună treaba. Dă-i asta-i. Al treilea. 1, 2, 3. Orfan. Încă 2 jumate. Al treilea parcă îl bate. Al patrulea. Urmează acum? Nu, al treilea afară a fost ăla. Cam aici. Am înțeles. Gata, asta. Și să ăștia, cred că vreau să-i spui. Următorul. Adu-te pe unul mai gros. Ăla, bun. Atât și puterea au indienii ăștia. Nu vorbesc serios? Da, de unde am stăt așa? Arabii, să vezi ce puterea au. Tu le pui la arabi, știi cât le pui pe gât? Să râdi și să zicem, poți să le pui păretile la-ntrei. La un arab, numai unul.